Un cetățean turc în vârstă de 42 de ani a încercat să introducă ilegal în țară mai multe articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Este vorba despre sute de produse descoperite de polițiștii de frontieră în cala unui autocar care efectua curse Turcia-România. Articolele erau cumpărate din Istanbul și urmau să fie comercializate în diferite piețe din București. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit ascunse în cala autocarului mai multe bagaje care conțineau obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte. 770 de pantaloni, 225 perechi de pantofi sport și 195 de traininguri, toate inscripționate cu numele unor firme cunoscute. La cercetări s-a constatat că bunurile aparțin cetățeanului turc Mehmet O, în vârstă de 42 de ani, pasager în autocar. Există în suspiciunea că sunt contrafăcute bunurile în valoare de 93.600 de lei. Dacă ar fi fost originale, au fost confiscate. Cetățeanul turc este cercetat penal pentru infracțiunea de punere în circulație fără drept a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.